Cel din tâi lucru pe care trebuie să-l semnalăm în Evanghelia de astăzi este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vine unde se întâlnește cu Bartimeu orbu. Problema orbirii la noi, la ortodoxi, ca să nu folosesc un termen la noi, la creștini, este privită din mai multe unghiuri. Aș vorbi întâi de problema pe care o pune Mântuitorul Iisus Hristos în Erihon atunci când face un lucru simplu. Ce vrei să-ți fac sau ce vrei să-ți împlinesc? Oare nu știa Mântuitorul că El nu vede sau nu știa Mântuitorul că e sărac sau nu știa că trăiește din cerșit la marginea drumului, cum confirmă chiar Evanghelistul? Era sărac și material, pentru că stătea la marginea drumului pentru o bucată de pâine. Dar dacă v-ați uitat atenție, Evanghelistul Marcu scapă un cuvânt interesant în Evanghelia sa cu un alt lux de amănunt și spune așa: aruncându-și haina, s-a grăbit să meargă spre Iisus. Unde mai întâlnim această întâmplare cu haina? În Ierusalim, la intrarea Mântuitorului, la Florii. Acolo ce observăm? Că oamenii își așterneau hainele pe cale. Deci, haina sufletului pusă înaintea lui Dumnezeu. Când și-a aruncat haina, și-a aruncat haina păcatelor. Deci haina păcatelor lui a lăsat-o la o parte și s-a dus către Iisus. Deci aici avem o distanță de parcurs din marginea drumului până la Iisus. Și dacă e să analizăm drumul și marginea drumului, ce găsim? Găsim două elemente. Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: eu sunt calea. Că nu putea să spună eu sunt șoseaua. Deci eu sunt calea. El cerșea lângă cale. Deci alăturea de cale. Deci era într-o căutare de Iisus relativă. Și de ce vă spun relativă? Pentru că în Vechiul Testament, la vremea venirii Mântuitorului, lumea era pregătită să-L primească. Era degradată, era mizerabilă, era fuzionată structura romană cu structura iudaică. Iudeii erau răspândiți și în Siria, și în Palestina, și în Alexandria, și în Egipt. Deci erau pe colonii de acum. Fiecare își pierduse noțiunea, păstrau cu strictețe, deci erau și fracțiuni de partid iudaic care își păstrau cu strictețe documentele învățăturii, cărțile de învățătură pe care ei le aveau și le păstrau scrise de la Moise, deci din Pentateuch, dar aveau și rătăciri, cum erau asiro-babilonienii care erau cu samarinenii, sau erau saducheii, nazarinenii și toate celelalte partide, care ce făceau? Veneau cu fiecare ori cu un mic adaus, ori cu o mică idee, sau dacă vreți chiar unii dați cu sistemul roman și chiar lepădați. Dar printre aceștia găsești și iudeii care așteptau chiar venirea lui Mesia sau iudeii mesianici, cum ar fi Nicodim, sfetnicul de taină, cum ar fi Gamaliel, cum ar fi Iosif cel cu bun chip și mulți alții care au participat la activitatea misionară a Mântuitorului, la punerea în mormânt și mai înainte. Ce trebuie însă știut? Că erau departe de adevărul propriu-zis. De adevăratul adevăr al legii, cel care l-a lăsat Dumnezeu poporului său cel ales, pentru care s-a arătat și pentru care a făcut minuni pe față. Că așa spune, așa grăiește Domnul către tine. Deci i-a vorbit lui Moise față către față. Lucrul acesta este confirmat chiar și de Mântuitorul când în momentul în care face minunea, nu, dacă vrem, eu vreau, am ceva în minte și vreau să nu-mi scape din ambele idei. Avem un orb pe care îl vindecă cu cuvântul pe acesta de astăzi, dar mai avem un orb pe care îl unge cu tină pe la ochi, face cu scuipat și îl trimite să se spele la Siloam. De ce pe unul vindecă lucrând cu mâinile? Ca să se împlinească cuvântul din Scriptură care spune la psalmii lui David: mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Deci n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc, să o împlinesc. Iar aici, când împlinește cu cuvântul, vine iarăși să împlinească un cuvânt din psalmea prorocului David care spune: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui puterea lor. Deci să arate că El a zis și s-au făcut,
El a poruncit și s-au zidit. Deci a vrut să arate că creația a fost făcută și din cuvânt, și din voință, dar și plămădită cu mâinile sale. Deci în momentul în care citim referatul biblic, găsim cele două elemente. Pe om l-a plăsmuit cu mâinile, iar creația a făcut-o numai cu cuvântul. El a zis și s-a făcut. El a poruncit și s-a zidit. Și acum a vrut să arate că este același Dumnezeu de la creație. La un moment dat îi spune unul din apostoli: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Și Mântuitorul ce răspunde? N-ați cunoscut atâta vreme cât sunteți cu mine, că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine? Și le demonstrează acest fapt în aceste două minuni. Pe un orb îl unge cu tine, deci ia pământul ca completare. De ce au uns cu ochii cu pământ? De ce a trebuit să-i pună tină pe ochi? Să-i repare retina de care nu s-a născusă cu ea. Deci era un ochi care avea retina bolnavă, nu percepea imagine, era orb. Aici era vorba de un alt orb și pune mai mult accent pe ce? Și pe orbirea sufletească. Pe orbirea sufletească, pentru că orbul în momentul în care a deschis ochii, n-a început să strige la oameni și să zică: vai, ce bine că văd, ia uitați-vă, nu știu ce, nu. Primul lucru care a făcut, a început să meargă după Iisus. Deci, ce realizăm din Evanghelie? Sau ce sesizăm? Că pleacă de lângă cale de unde cerșește și intră pe calea pe unde merge Dumnezeu. Și unde mai întâlnim momentul de cerșit? Dacă ne ducem, că vedeți că Evanghelie sunt pregătite cu atâta tâlc, că nici n-ați terminat bine de mâncat carnea de porc și grăsimile de iarnă și începe postul mare. Ce găsim noi pregătit în postul mare? Parabola fiului risipitor. Și ce spune în parabola fiului risipitor? Spune la un moment dat fiul risipitor un cuvânt excepțional. Argații tatălui meu mănâncă pâine, iar eu pierd de foame. Deci iată-mi cu un cerșetor care murea de foame, dar nu era pe calea lui Iisus. Pentru că el era într-o țară îndepărtată, avea de cheltuit averea tinereții. Tot ce se cheamă simțuri, valoare, putere, inteligență, nu neapărat mentalitatea sexuală a predicii, vai, un desfrânat s-a culcat cu femeie. A te culca cu femeie e un act animalic firesc, care din punct de vedere biologic este instinctual la tot ce se cheamă vietate. Dar din punct de vedere duhovnicesc, adulterul, desfrâul, incestul, gândul spurcat, ce spune Dumnezeu despre el? Pierdut-am de la mine pe tot cel ce curvește. Aici termenul se poate explica în două feluri. Că Dumnezeu își ia fața de la om dacă greșește și nu-i pare rău și nu se pocăiește. Că Dumnezeu te pierde din cartea vieții, nu că vine și îți dă cu ciomagul în cap, că nu vrea moartea păcătosului, ci îl vrea viu. Și îi spune Dumnezeu: nu te cunosc pre tine. Sau un alt termen evanghelic foarte frumos despre care spune Mântuitorul așa în Evanghelie. Avem la Evanghelistul Marcu și Matei. Dacă n-ați fi știut păcat, nu ați avea. Dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Pentru că noi obișnuim să ne scuzăm prin ce? Prin scuze remediabile. E tânăr, n-a știut, nu cunoaște, s-a întâmplat, e normal, e firesc la vârsta lor. Așa e toată lumea. Deci sunt scuzele de rigoare ale lumii moderne. Dar ce spune Mântuitorul? N-au răspuns la păcatul lor. Toată dreptatea noastră, adică dreptatea conștiinței adormite, înaintea lui Dumnezeu e o cârpă lepădată. Nu umbla cu texte. Vin martirii și îți arată că n-au vrut să curvească. Sau, nu, v-am mai spus odată, nu ne referim la păcatul în sine. La abaterea de la poruncile lui Dumnezeu. Vin sfinții care ți-au arătat ce înseamnă înfrânarea și voința, vin mărturisitorii, pusnicii, cuvioșii, sfințiții, mucenicii, arhiereii, toți cei care au trăit de-a lungul, deci toate aceste cete ale curăției. De ce sunt mărturie a greșelii tale? Că oameni purtători de trup fiind ca noi, au putut împlini ceea ce noi justificăm că nu se mai poate. Lasă, dragă, într-o lume atât de civilizată, e o rușine să spui că ești de modă veche. Adică, e o rușine să spui că ești normal, e o rușine să spui că ești corect, e o rușine să spui că ești cinstit și muncești, e o rușine să spui că nu dai în cap, e o rușine să spui că dai bună ziua pe stradă, sigur că da, nu mai este indicat.
Deci, despre această orbire găsim noi în Evanghelia de astăzi o anumită rămășiță. De ce spun rămășiță? Pentru că în momentul în care ne întoarcem la celălalt orb, care este pe la Paști, deci prin Penticostar, la un moment dat, cei care nu suportau ale legii, deci dușmanii de moarte ai Mântuitorului, au fost farisei și cărturari, două partide nobile și politice dintre iudei, care făcuse din biserică un interes personal. Acolo se vindeau porumbei, acolo se vindea turturele, acolo se vindea mielușei, acolo se vindeau viței, țapii de jertfă, tot ce era nevoie. Și ei, bineînțeles, cum tu prinzi la un spital un chioșc sau prinzi la o școală un chioșc și vinzi gogoși sau suc pentru că e vadul mai bun, așa aveau ei vadul la biserică format. Și atunci vine Mântuitorul cu biciul, le dărâmă tarabele ăștia, a, vine ăsta să ne strice afaceri economice, stai tu că le executăm noi. Și bineînțeles că l-au executat, l-au adus până la răstignirea pe cruce, uitând că împlinesc de fapt Evanghelia. Și atunci, ei fiindu-i dușmani de moarte, au și atacat problema. Nu s-au dus la orb să-l întrebe, că s-au jenat, vedeau că era chior și nu vedea și acum vede. Dar s-au dus la părinții lui și aceștia s-au lepădat de minunea lui Iisus, cum ne lepădăm noi în zilele noastre de ortodoxie. A zis, zice, fiul dumneavoastră a fost orb și n-a văzut. Părinții ce au spus? Băi, dacă vorbim ceva în plus, ăștia ne dă afară din sinagogă. Nu mai putea nici să ne dăm pomelnicul la altar, vorba vine, că acolo se aducea jertfa sângeroasă, nu era cu prescura. Dar, a zis, da, întrebați-l pe el, că e major. Adică avea trecut de 18 ani și putea să pronunțe cuvinte din Tora, putea să se exprime cu texte din Scriptură, deci de acum era responsabil de ceea ce face. Au venit și l-au întrebat. L-au întrebat odată, l-au întrebat a doua oară și la un moment dat, iritat și plictisit, orbul chiar i-a ironizat, adică le-a înțeles de ce, că Iisus odată cu vederea de pe ochi, când s-a atins de ochii lui, s-a atins și de ochii minții. Luminătorul sufletului este mintea. Luminătorul trupului este ochiul. Avem în Evanghelie. I s-a și destupat canalele, așa după, a, știți, acum e o modă modernă, nu spui că ești prost și te înșală sarsailă, mergi la desfundat ceacrele. Ei, când i-l-a atins Iisus, i s-a desfundat ceacrele. Ei, și deodată i-a crescut inteligența orbului. Și atunci chiar a îndrăznit să-i întrebe, dar de ce vreți voi așa tare să știți dacă Iisus m-a făcut să văd? Vreți să vă faceți ucenicii lui? Deci vă dați seama, a fost ironie la modul categoric. Și atunci, după ce l-au batjocorit, vă dați seama la insulta la care l-au adus. Nu ți-e rușine, om de nimic, tu care ești nimeni, care habar n-ai de lege, tu nici nu știi cine suntem noi în Sinedriu, noi stăpânitorii Torii, tu așa vorbești cu noi afară din sinagogă. Și tânărul, orbul respectiv, la fel și el indignat, le-a întors, cum obișnuiește, într-o ceartă. Deci în momentul în care ai schimbul de replici, apare și oftica. Trebuie să răspunzi cu ceva, să-ți airisești bojogic, altfel pocnești inima în tine. Bă, eu nu știu ce spuneți voi și nici nu mă interesează, dacă vreți să știți. Dar știu un singur lucru, că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Eu atâta știu. El m-a făcut să văd. Deci vedeți ce frumos? Un răspuns neevanghelic, dar cât se poate de concret, de biblic și de dogmatic. Pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu, dar El m-a făcut să văd. Și s-a închinat lui, spune mai departe, Sfânta Evanghelie, cea de atunci, de la orbul din Penticostar. De ce am amintit lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că cea din tâi orbire pe care a vindecat-o Hristos a fost orbirea sufletească. Este cea mai periculoasă orbire. Orbirea sufletească nu te lasă să-ți vezi neputința. Și când mă refer la neputință, mă refer la trei lucruri. Nu vorbim de boală. Boala e o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. Plata păcatului nu e decât moarte. Boala sufletească a omului este mândria. Este cel mai categoric și mai amplu păcat care a reușit să stăpânească tot ce se cheamă persoană umană. Și de unde am dobândit noi această mândrie? Am dobândit-o prin păcatul strămoșesc,
spălat nouă la botez, dar lăsat în liberul arbitru al nostru. Dar e, știți ce se întâmplă? În momentul când tu faci o specializare și cel care te-a specializat greșit, tu rămâi cu greșeala respectivă pentru că crezi că ai învățat-o la nivel de adevăr. Așa a reușit Satana să-i strecoare mândria lui Adam atunci la cădere prin mâncarea din pom, că poți fi Dumnezeu afară de Dumnezeu, poți fi mai sus ca Dumnezeu fără Dumnezeu, poți ști totul ca Dumnezeu fără Dumnezeu și poți face orice ca Dumnezeu fără Dumnezeu. Și spune tot în scrierile apostolice astea care s-au predat la școală, că învățătura lui Adam a fost o învățătură demonică, în slavă de șartă și mândrie. A vrut să fie egal cu Dumnezeu. Este păcatul transmis spiritual, pentru că el a venit pe moarte sufletească, n-a venit pe viață veșnică, Hristos a venit pe viață veșnică și ne-a adus adevărul, deci din adevărul lui Hristos a curs sânge, iar din adevărul Satanei a curs durere și dispreț. Durere și dispreț. În clipa când a văzut Satana cu un înger, cu trup, are loc în rai și el a căzut de la fața lui Dumnezeu, răzvrătirea i-a fost totală. Și atât de subtilă și de ascunsă și de adâncă a fost, încât s-a strecurat în rai cu cel mai mare vicleșug, pentru că simbolul vicleșugului este dedesubtul mândriei. Și spune David foarte înțelept în psalm: să nu-mi vină mie piciorul mândriei. Deci așa spune David, prin psalmul, nu știu cât, înainte de 50, că după aia a căzut și s-a pocăit și a scris: păcatul meu înaintea mea e pururea. Deci mândria este cea care ne orbește sufletește. Și din mândrie te lepezi de dreapta credință. Din mândrie ucizi. Din mândrie jicnești. Din mândrie întristezi pe alții. Din mândrie faci rău. Din mândrie te răzbuni. Din mândrie dai în cap. Din mândrie vrei să fii mai sus ca celălalt și îl ponegrești. Și nu-i nevoie să aduc aminte de cuvântul Sfântului Antonie, care s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere imaginea lumii în care trăim și a văzut o sită deasă, de nu, aproape să zărea soarele. Și a zis: Doamne, dar ce e asta? Săsăturile vrăjmașului între creștini pe pământ, între oameni pe pământ. Păi și cum poți să le birui toate acestea? Numai cu smerenie. Auzi răspunsul care a venit din cer. Deci care e opusul vederii? Smerenia. Care e opusul nevederii? Sau care e opusul orbirii? Mândria. Finalul, mândria. Deci din mândrie orbim și din smerenie ni se deschid ochii. Și unde întâlnim lucrul acesta comprimat? Tot în parabola fiului risipitor vom vedea că după ce a păscut și porcii, după ce s-a desfătat el în nebuneala lui, tânărul și-a revenit în sine și sculându-se, de unde se scoale? S-a sculat ca orbul de lângă drum, auzind zgomot și dându-și seama că e o aglomerație, a întrebat și el de la cei care cerșea, de la gânduri, de la vorbe, de la fapte, de la idei, de la cunoaștere. De ce? În mintea noastră sunt 10 puteri sufletești. Și una din ele este puterea alegătoare, puterea înțelegătoare, că noi nu suntem animale, ale au instinct, n-au inteligență, și puterea discernerii sau a alegerii. Și a întrebat și el de cineva: ce se petrece aici? Ce se aude? Păi vine Iisus, fiul lui David, cel care spune lumea că e Mesia, face minuni, vindecă bolnavi. Vreau să văd! Era nefiresc pentru un orb și chiar a fost odată, n-au fost atenți cei care au făcut reportajul respectiv,
făcuse un reportaj despre o persoană, n-are importanță, persoana respectivă nu vedea. Dar cei care au făcut reportajul, în pietatea a ceea ce vreau să spun, a spus: părintele iubea mult florile și îi plăcea să le admire. Păi cum să le admire dacă Teofil Părean era om? Poate că îi plăcea că știa că există flori, dar nu că le știa culorile, poate mirosul. Și că Domnul înțelepțește orbii. Așa și orbul. Ce să vezi? Cum să-L vezi pe Iisus dacă ești orb? Era premergător minunii. Trebuiau martori ca minunea să fie certificată. Și martorii cine erau? Mulțimea de popor mult. Mulțimea de oameni care îl îmbulzeau pe Iisus. Și avem confirmarea că era îmbulzit. Cine s-a atins de mine? Și Petru, care vedea puțin, avea ochelari, ce i-a spus? Doamne, dar la câtă lume te îmbulzește, e nefiresc să întreb cine m-a atins. Dar Mântuitorul a specificat ce fel de atingere. Nu e adevărat, am simțit o putere care s-a scurs din mine. Iată cine l-a atins. Cel care i-a furat din putere. De data aceasta, orbul i-a furat din putere. Pentru că Mântuitorul ce i-a răspuns? Mare credința ta, fie ție cum voiești. Și s-au deschis ochii și a văzut. Și slăvea pe Dumnezeu. M-au ascultat Evanghelia când a fost o diacon. De ce vă spun lucrul acesta? Mare credința ta. Ce mai putem noi deduce? Ce mai putem noi deduce din actul acesta al smereniei care ne deschide ochii? Că în momentul în care te smerești și te-ai desuflat de sinele tău însuți, poți să-L percepi pe Dumnezeu nu numai ca Creator, nu numai ca Atotputernic în aseitatea Lui, dar poți să-L percepi ca Stăpân, ca Tată, ca Părinte, că de aceea spunem la sfârșitul liturghiei Dumnezeu Cel Ceresc, Tată și a zice. Și spunem rugăciunea Tatăl nostru, că de fapt toată esența Sfintei Liturghii se concentrează în pâinea cea de toate zile pentru care ne-am rugat toată liturghia, iar la urmă în Tatăl nostru chiar o cerem. Dă-ne-o nouă astăzi! Astăzi o vrem! Și în momentul acela intervine ce? Actul de credință. Nu mai stau să vă explic fenomenul credinței, pentru că fenomenul credinței are întrânsul multiple adâncimi sufletești. Credința pleacă din fapte, credința pleacă din suflet, credința pleacă din inimă, credința pleacă din cunoaștere, credința pleacă din simțire, credința pleacă din auz, credința pleacă din sentiment, ai pietatea, dar e credință. Și credința pleacă din ce? Din nădejde. Este cel mai înalt act pe care trebuie să-l dobândim noi pentru a avea credință. Dacă nu ai nădejde, nu ai nici credință. Iar dacă ai credință, obligatoriu ai nădejde. Și ce înseamnă nădejdea? Să crezi, spune Evanghelia. Cereți orice în numele meu și veți primi. Cel ce crede va fi viu. Pot să cred și să fiu mort? Oare cei morți te vor lăuda pe tine? Întreabă psalmistul David. Nu, ci noi cei vii. Deci în momentul în care cerem credință, ce găsim în psalmul 142? Auzi rugăciunea mea, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Deci eu nu mă rog că sunt sfânt, nu mă rog că sunt corect, nu mă rog că merit să mă asculte Dumnezeu, ci mă rog ca să-L conving că sunt viu, că sunt viu, că exist. Și dacă eu exist ca persoană, El mă recunoaște ca părinte, că m-a creat. Și în clipa respectivă, solzii ochilor i-au căzut. Unde găsim aceasta? Dacă ne ducem în Faptele Apostolilor, vom găsi pe cel mai autentic și mai puternic apostol care a călătorit prin toată Europa, și prin Asia, și prin Africa, apostolul Pavel. Ce a făcut omul acesta? A învățat în Ierusalim școala Torei, învățătura Vechiului Testament. Era un mozaic și un iudeu convins, fără răutate în inimă. Dar mare apărător a ceea ce învățase, fusese la școala lui Gamaliel și omora creștini într-o veselie.
Și-a luat ceata de ostaș, a tăiat-o în drumul Damascului și aștepta să-i prinde. Spune că îi ucidea cu sadism, îi tăra ca pe animale și îi plăcea să-i chinuie. De ce? Pentru că călcau legea părinților lui, predată lui cu atâta jertfire. N-o făcea din pornirea inimii de dragul de a omorâ oameni. Și ce a zis Hristos? Dacă această râvnă nebună o pornesc în râvna cea curată, cu ea cuceresc lumea. Și Pavel a cucerit lumea cu textele și cu epistolele sale și spune că în momentul în care a avut încercarea și viziunea cu cuvintele Mântuitorului, de ce mă prigonești, nu da cu piciorul în țăpușă, e tâncă, asta nu ne interesează, că nu ține de asta, s-a spălat și l-a botezat Anania, dar în momentul în care s-a spălat, dar nu mai țin minte exact momentul, locul și ce i s-a spus, s-a dus solzii de pe ochi. Deci, auzi, avea solzi. Ce erau? Solzii păcatului, întunecimii minții, a necredinței. Erau solzii cunoștinței despre care toți apologeții și părinții bisericești ce spuneau? Filozofia fără credință e o profanare. Filozofia a îmbunătățit teologia cu cuvinte frumoase, sofisticate, noi și elegante, dar teologia a încreștinat filozofia și a făcut-o din platonistă și cum era ea, a făcut-o umană. I-a dat o față creștină. Și atunci, în momentul respectiv, Pavel a fost cel mai mare încreștinător al națiilor. De ce? Pentru că cuvântul lui a avut putere, a fost însoțit de credință, a fost însoțit de nădejde, de curaj și de adevăr. A văzut mărturia pe el personal. Orbul de astăzi este un apostol începător al ce? Și a mers în calea lui Iisus. În a arăta calea lui Iisus pentru noi oamenii care orbim din lucruri mărunte. Orbim de grija banilor, orbim de grija certurilor, de grija răutăților, de grija orgoliilor, de grija mândriei, de grija nepăsării, de grija lenii, de grija trândăvirii, dar cea mai mare grija noastră este iubirea de sine. Nu cumva să fim lezați sufletește sau trupește cu ceva, că scoatem scântei pe nări ca locomotiva la deal. Deci trebuie să învățăm de la acest orb că Hristos astăzi, pe lângă ochii cei trupești, vindecați cu tine sau cu vorba și cu cuvântul, a reușit să vindece orbirea sufletească, care este cea mai periculoasă și duce la cel mai mare dezastru ecologic, teologic, pângărirea relației interumane și distrugerea decalogului, adică nerespectarea poruncilor creștine. Tu vrei să știi filozofie și teologie de Palamaș Maxim Mărturisitorul? Dar nu știi că trebuie să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, nu știi că nu trebuie să desfrânezi, nu știi că nu trebuie să furi, nu știi că nu trebuie să te lepezi de dreapta credință, să te închini idolilor și așa mai departe, să nu răvnești la ce nu-i al tău, să nu răvnești cu vicleșug și toate celelalte, să-ți cinstești părinții. Numărul de azile și de bătrâni din azile este tot rodul credinței. Rodul credinței copiilor care s-au folosit de părinții lor. Iar la bătrânețe, ce spunea în Vechiul Testament? Bătrânul abandonat, corban, adică nu mai era de folos, lasă-l undeva să moară. Deci și la acestea trebuie să ne gândim că sunt tot orbiri personale care țin de orgoliile patimilor și păcatelor noastre. Deci în încheiere, ca să nu vă mai lungesc că a expirat timpul, vă spun doar următorul lucru. Primul lucru, când vă rugați și când vă închinați, spuneți cele două rugăciuni, a lui Grigore Palama și a lui Ioan Gură de Aur. Grigore Palama spunea așa, Doamne, luminează întunericul inimii mele. Că acolo e tot întuneric și orbul stă în întuneric. Deci astea sunt ochii sufletului. Iar pentru ochii minții, pentru ăștia cu care percepem, spunea Ioan Gură de Aur așa, Doamne, deschide ochii inimii și minții mele să pricep cuvintele din legea Ta. Amin.